Bine v-am regăsit, sunt Bianca Rotbășan și vă prezint știrile zilei. Ecograf de ultimă generație la spitalul din Făgăraș. După zeci de ani în care acest tip de aparat de examinare a lipsit, iar apoi a existat unul destul de învechit, unitatea spitalicească are de acum unul dintre cele mai performante ecografe. A costat 80.000 de lei, iar suma a fost asigurată din bugetul local. Maternitatea din Făgăraș a fost dotată cu un ecograf performant în valoare de 80.000 de lei. Aparatul a fost montat și testat deja de cadrele medicale de specialitate. Banii pentru această investiție stringentă au fost asigurați de la bugetul local. După lungi eforturi am reușit să achiziționăm un ecograf performant pentru secția de obstetrică ginecologie și aș vrea să vă spun că eram printre singurele maternități din țară unde acest aparat lipsea cu desăvârșire. Am avut unul mai vechi, aproape 30 de ani, dar era complet depășit. Fondurile pentru achiziție au provenit din bugetul primăriei, iar cu ajutorul acestui ecograf medicii își pot desfășura activitatea și pune diagnosticele mult mai precis față de situația anterioară. Toți medicii vor putea lucra cu acest aparat? Da, toți medicii de la OG care au competență în utilizarea ecografului. Cu ajutorul acestui aparat performant se pot efectua ecografii complexe și detaliate. Până acum, femeile însărcinate din orașul nostru erau nevoite să meargă la Brașov sau Sibiu pentru astfel de investigații. O altă variantă erau cabinetele private din oraș. E foarte important pentru secția noastră, deoarece noi aveam un ecograf pe care l-am primit prin donație atunci când a plecat doctorul Bordaș, dânsul ni l-a lăsat. Au fost perioade în care nu am avut deloc ecograf, era ecograful, lucram cu el în caz de urgență, cu ecograful care era la radiologie, însă era o problemă, trebuia să trecem curtea cu pacientele, mai ales în caz de urgență, era foarte dificil. Eu sunt aici de 16 ani, niciodată n-a avut secția așa un ecograf performant. Am lucrat cu un ecograf primit din ajutoare, care până la urmă și-a dat duhul că nimic nu ține o veșnicie. Acest nou ecograf are și sondă vaginală și abdominală. Pentru noi e foarte importantă sonda vaginală în examinarea obstetricală de prim trimestru, deci când sarcina este foarte mică. Putem face examinări Doppler, după cum am spus, care sunt foarte importante pentru aprecierea vascularizației și anumitor indici care se vor aprecia la nivelul arterei uterine, arterei umbilicale, arterei cerebrale, fetale și care nouă ne aduc niște informații despre starea fătului și anumite complicații. Deci pentru noi e de mare utilitate. Ecograful inteligent poate efectua investigații complexe și multiple, iar medicii de la secția de obstetrică ginecologie spun că este de un real ajutor. Să punem o steluță pe suprafața externă a craniului, pe suprafața internă a tăbliei osoase, măsurăm diametrul bipartal și în funcție de dimensiuni ne stabilește vârsta sarcinii și data probabilă a nașterii. Pacienții internați în Spitalul Făgărășan beneficiază de investigații gratuite cu aparatul ecograf. Pentru cei care doresc un consult, dar nu sunt spitalizați, se va impune o taxă, ce se stabilește și se aprobă de către legislativul Făgărășan. Examenele finale se apropie atât pentru elevii de 8-a, cât și pentru cei de 12-a. Pentru cei care nu au reușit să încheie anul școlar fără să aibă vreo corigență, Inspectoratul Școlar al județului Brașov a făcut public calendarul examenelor. Elevii intră în focul testărilor în lunile august și septembrie. Elevii claselor a 8-a care, din cauza corigențelor, nu vor putea susține admiterea la liceu în prima sesiune, vor trebui să se prezinte la examene în perioada 19-21 august, după care vor putea intra la ultima etapă de repartizare pe locurile rămase libere în învățământul liceal. Cei ai claselor terminale din licee din anul de completare, oricare au parcurs stagiile de pregătire practică, susțin corigențele în perioada 7-8 august. Există de asemenea și o sesiune generală de corigențe programată între 2 și 6 septembrie. Dacă iau parte la sesiunile de examene din august și nu le promovează, vor fi declarați repetenți, fără posibilitatea de a se prezenta la sesiunea din septembrie. Cei de liceu care promovează examenele de corigență se pot înscrie în 9 august la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Elevii claselor terminale ai anului de completare și ai stagiilor de pregătire practică, declarați promovați în urma susținerii corigențelor, se vor putea înscrie la examenele de certificare a competențelor profesionale din sesiunea din luna august.
Elevii din anii terminali ai învățământului post-liceal, precum și cei ai anului de completare, ori pentru cei de la stagiile de pregătire practică, pentru care curriculumul este organizat pe module, va fi organizată o sesiune de curigențe până la terminarea cursurilor din semestrul 2 al acestui an școlar, putând participa elevii care nu au promovat modulele până la data de 30 aprilie, indiferent de numărul de module nepromovate. 2013 a fost declarat de Patriarhia Română ca fiind anul Sfinților Împărați Constantin și Elena. În țara Făgărașului, două lăcașe de cult poartă acest hram, mănăstirea Făget-Boholț de pe dealul Galațiului și o biserică din orașul Victoria. Zeci de credincioși au participat astăzi la slujbele de hram la care au slujit în alte fețe bisericești. Hram la mănăstirea Făget-Boholț. Zeci de credincioși au urcat astăzi dealul Galațiului pentru a participa la slujba religioasă de la mănăstirea ce poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Credincioșii s-au bucurat de prezența în lăcașul de cult a înalt preasfințitului Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Pentru întreaga creștinătate, sărbătoarea de astăzi este un îndemn la apostolat. Am observat din viața Sfinților Împărați Constantin și Elena că a fi apostol în familie înseamnă a fi un creștin bun. Mama împăratului Constantin cel Mare a făcut mai mult decât un apostol care a propovăduit credința lui Dumnezeu la neamuri. Ea a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în sufletul copilului ei, chiar dacă era păgân. Constantin cel Mare, la îndemnul mamei sale, a dat libertate creștinilor, acel edict de la Mediolan, în care creștinii au ieșit din catacombe și au zidit biserici, altare dumnezeiești și apoi a oficializat sărbătoarea învierii duminica. Împăratul Constantin cel Mare, la îndemnul mamei sale, a mutat capitala Imperiului de la Roma la Constantinopol. Dacă ar fi să traducem Constantinopol din greacă, am traduce orașul lui Constantin. Împărăteasa Elena a avut o inimă de mamă creștină, a avut o inimă în care a zidit un titan. Titanul acesta, Constantin, pentru noi creștinii, ortodoxi în special, este întocmai cu apostolii. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt serbați atât de creștinii ortodoxi cât și de către cei catolici. Datorită lor, creștinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise și în Imperiul Roman, duminica a fost stabilită zi de odihnă. Am venit la Sfânta Mănăstire pentru Constantin și Elena, de sărbătoarea asta mare pe care o merităm să o prăznuim așa cum se cuvine. De ce ați venit aici? Aici, pentru că ăsta e prasnicul mănăstirii și pentru asta am venit. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru Sfinții Constantin și Elena, pentru familia mea, care soțul e foarte bolnav pe pat. Și pentru toți. Și pentru noi să ne îndreptăm pașii unde-i mai bine. În primul rând, pentru serbarea care este de astăzi a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și al doilea rând, suntem din zona asta, de la Făgăraș, soția este de la Boț, deci mănăstirea este a satului natal, să zic așa. Și pentru acest motiv, și mai ales pentru că a participat la slujbă preasfinția sa, Andrei. Am venit și venim în mănăstirea de suflet, cu ajutorul Dumnezeu am ajuns și anul acesta și toate cele bune și Dumnezeu să le ajute să mai continuă lucrarea bisericească care a început-o și construcțiile și tot și să ne mântuiască și să mai venim în fiecare an cu aceeași dragoste și putere și dorință și Dumnezeu să ne ajute. În tradiția populară se vorbește despre împărații Constantin și Elena ca despre părinții Sfintei Cruci. În calendarele populare, această zi era cunoscută mai degrabă sub numele de Constantin Graur, pentru că din această primă zi a verii, păsările încep să-și învețe puii să zboare. În ziua Sfinților Constantin și Elena este bine să nu se lucreze, pentru ca holdele și strugurii să nu fie distruși, iar până în data de 21 mai trebuie să fie semănate porumbul, ovăzul și meiul. Ediția de astăzi a știrilor cu principalele informații locale se încheie aici. Vă reamintesc faptul că ne găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Media Obiectiv, la care este invitat primarul Făgărașului, Sorin Mănduc. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!